Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat! Astăzi vorbim despre parfumuri pe care le-am testat. Vorbim despre parfumuri pe care le-am descoperit acum ceva timp. Am niște decanturi. Mi-am notat și niște idei atunci când le-am testat și o să le testăm împreună acum, să vedem cum mi se pare acum față de atunci când mi-am notat eu ideile. Și zic să nu stăm prea mult pe acest intro, pentru că sunt câteva parfumuri despre care vreau să vorbim. Sunt parfumuri pe care voiam să le testez. Eram curioasă despre cum sunt acestea și zic să trecem la primul parfum, care este Barbie de la Define Me Creative Studio. Deci nu este un parfum de la Zara. Sticla este superbă. Este una super girly și poate că te-ar duce cu gândul la un parfum pentru copii, dar nu este deloc așa. Este o aromă destul de comună, asta pot să vă spun sigur, dar este un parfum foarte frumos, intens, feminin. În mare parte simt un buchet de flori albe cu multă vanilie și haide să vă spun despre note. Pisica mea citește, deci s-a găsit acum să se joace cu niște foi și poate că se aude, dar na. Avem ca și note în vârf, căpșuni, cireșe și pitaia. Să știți că nu simt deschiderea așa fructată. M-aș fi bucurat să simt așa o deschidere fructată, tropicală, dar nu. Simt direct flori albe și vanilie, o combinație. Fructul dragonului și pomelo, deci pitaia este fructul dragonului. În mijloc avem bujor, trandafir, gardenie și magnolie. Să știți că nu simt flori roz. Nu iese în evidență trandafirul sau bujorul. Poate puțin trandafirul. Asta simt acum, dar l-am purtat parfumul și pot să vă spun cu siguranță că mai mult simt florile astea albe, gardenie, magnolie, nu știu. Nu. Deci, pentru mine este un buchet de flori albe. În bază avem frișcă, mosc și lemn de santal. Ei, să știți că nu se duce în zona aia gurmandă. Eu așa l-am simțit ca pe un parfum cu flori albe și vanilie. Adică nu pot să zic că are o bază pufoasă. Este un parfum cremos, nu pot să zic nu. Este frumos, este un floral dulce și aroma asta am întâlnit-o la flencărele Scandal, sau Scandal, Scandal la Paris, nu știu. Aroma asta florală dulce. Nu este la fel de sigur, nu este o clonă, dar în zona aia mă duce. Este un parfum frumos, să știți. Dacă vreți un floral dulce, v-am zis, este destul de comun, s-ar putea să vi se pară cunoscut, dar e frumos. E frumos, e intens, e cremos, e feminin, e girly și are și o sticlă foarte, foarte drăguță. Cam atât despre Barbie. Chiar mi se pare că îi se potrivește denumirea asta. Ar fi putut să fie, dacă tot avem notele astea, ar fi putut să fie un parfum cu o deschidere fructată, suculentă, un pic tropicao, cu o bază ceva mai gurmandă, mai pufoasă, mai de frișcă. Ar fi putut să fie într-un fel, dacă ne uităm pe note. Dar nu este așa. În orice caz, este un parfum frumos. Asta pot să vă spun cu siguranță. L-aș cumpăra? Sincer, nu, pentru că mai am în colecție parfumuri care mă duc în zona asta. Dar dacă aveți ocazia să-l testați, testați-l, pentru că cu siguranță nu este un parfum care să displacă. Adică e plăcut, e drăguț. Haideți să trecem la următorul parfum. Este vorba despre Grammatic Dramatic Ambitious. Și avem ca și acorduri floral, flori albe, citrice, tropical, fructat. Ca și note, să știți că avem niște note foarte faine. Portocală, cafea, rom. În mijloc avem o combinație de flori tropicale. Și avem hibiscus, floare de tiară și
frangipanii, iar în bază avem santal, cașmeran și vanilie. Haideți să îl dăm și pe el pe un blotter. Eu l-am purtat și pe acesta acum ceva timp și mi-am notat câteva idei. Am aici un decant, pot să-l port în vara asta fără griji. Și vreau să vă spun că avem o deschidere foarte frumoasă. Se simte și rom și cafea, dar este o deschidere plăcută, nu este nimic deranjant. Foarte, foarte mult îmi place cum se simte deschiderea asta de cafea cu rom. Este, am descoperit o combinație unică, adică n-am mai mirosit un parfum care să fie așa și asta îmi place foarte mult. Și mi-am notat eu aici că este un floral tropical dulce și cremos, are în deschidere mandarină, cafea și rom, bine aici am spus notele. Mi se pare un parfum versatil, tropical, cremos și feminin. Se simte partea citrică la început, apoi apare cafeaua, o cafea plăcută și ușoară. Apoi apare combinația de flori tropicale. Da. Este o combinație foarte plăcută. Este un parfum de vară pentru mine, tropical, feminin, plăcut. Nu este o aromă comună. Nu am mai simțit, chiar dacă am testat foarte multe parfumuri cu flori tropicale, cu tiare, cu frangipanii, nu pot să zic că am întâlnit combinația asta într-un parfum. Se dezvoltă mai greu oricum pe blotter, dar l-am purtat și pe acesta. Și mi se pare dulce, echilibrat, nu este foarte dulce, e numai bun de purtat vara și nu numai, deci poți să-l porți tot anul pe acesta. Să știți că este pe locul 2. Pe primul loc este Sexorcism și pe locul 2 este acest Ambitious. Și mă opresc aici pentru că, sincer, astea sunt cele două parfumuri de la Dramatic care îmi plac. Pe restul le-aș exclude, clar. Dacă ar fi să-mi cumpăr acum unul, cu siguranță l-aș lua pe Sexorcism primul. Dar îmi place acesta, mi se pare că are aroma asta unică de flori tropicale, este lejer, este plăcut, este feminin, mă duce cu gândul la o vacanță. Florile alea sunt foarte frumos combinate și mi-a plăcut și faptul că persistă foarte bine pe mine. Da, am fost mulțumită de el din toate punctele de vedere. Deci, Ambitious este un parfum floral, tropical, cu deschiderea asta interesantă de citrice, de cafea și de rom. Un pic amărui, aș putea să spun, dar nimic deranjant, este chiar plăcut. Nu este genul ăla de parfum cu rom care să se ducă în zona aia buzii, nu. Îmi place parfumul acesta și vă recomand să îl testați. Dacă sunteți în căutarea unui parfum tropical, cu flori tropicale, de vară, dar și dulce, floral dulce, vi-l recomand pe acesta și mi-am mai notat eu că se usucă vanila, tambrat, dulce și sexy. Nu este foarte dulce, este un parfum echilibrat. Da. Sunt de acord cu ce am spus aici. Haideți să trecem la un parfum care este masculin. Și vă spun și de ce, pentru că l-am primit de la o doamnă tare drăguță care mi-a dat mai multe decanturi și văzusem, cred că lansarea lui Perseus, dacă nu mă înșel, este, da, este lansat în 2024, văzusem lansarea lui, l-am văzut și la niște fete, cumva nici nu m-am uitat la informațiile despre acest parfum pe Fragrantica, nici nu m-am uitat la note și am zis hai să-l testez, să văd și eu cum este, deci nu știam nimic despre el și prima impresie a fost
se duce înspre masculin. În capul meu era sigur, este un parfum unisex, pentru că îl văd foarte potrivit pentru oricine vrea să poarte un parfum proaspăt, lemnos, citric, un pic aromatic, doar că nu este genul meu de parfum, genul meu de aromă. Și din start am zis că mi se pare un parfum citric, aromatic, lemnos, masculin. Apoi m-am uitat pe note și am văzut că de fapt este marketat ca și un parfum pentru bărbați. Este lansat în 2024 și avem o deschidere citrică, grapefruit, bergamot și coacăze negre. N-am simțit coacăze negre, am simțit grapefruit. Deci are o notă foarte plăcută de grapefruit în deschidere, foarte naturală, răcoritoare. În mijloc avem vetiver, mandarină verde și geranium. Pentru mine partea asta de mijloc este una greuță. Deci nu prea îmi place combinația asta. Ce pot să vă spun? Da, uite cum miroase grapefruitul foarte bine. Îmi place cum se simte în deschidere. Îmi place în schimb cum se așează. Avem o bază de lemne uscate, ambergris și lemn de cașmir. Îmi place cum se usucă, este lemnos, este așa lemnoso, cremos, confortabil, proaspăt, deci este un parfum de vară, este un parfum potrivit pentru persoanele care caută parfumuri proaspete, cărora le place nota asta de grapefruit în parfumuri pentru că este foarte frumoasă. Îmi place cum se așează, dar oricum pot să zic că acest parfum nu mi se potrivește și mi se pare că se duce înspre masculin, deși multe persoane îl văd unisex și așa am crezut și eu că este. Și pot să spun că dacă ar trebui să le cumpăr băieților mei un parfum, cu siguranță nu m-aș îndrepta către Perseus. Și cred că nici ei, sincer. Le cunosc și eu așa preferințele și nu cred că ar fi o alegere potrivită pentru ei. Nici dacă aș face eu, nici dacă ar face-o ei. Deci, da, Perseus nu este cea mai fericită combinație pentru mine. Acum știți cum este, preferințele sunt preferințe, gusturile nu se discută. Haideți să trecem la următorul parfum și este vorba despre Amara de la Mirage. Poate vă era dor să vorbim despre Mirage, n-am mai vorbit de foarte mult timp, asta pentru că nu am mai testat nimic de la ei și în continuare în colecția mea se regăsește Mirage Caramel, care este unul dintre parfumurile mele preferate cu caramel. Este un parfum foarte, foarte frumos și aroma aia de caramel eu nu am mai întâlnit-o în alte parfumuri, cumva mă duce cu gândul la caramelele cu lapte pe care le mâncam în copilărie. Cred că de asta îmi și place atât de mult și cumva mi se pare cunoscut. În fine, haideți să vorbim puțin și despre Amara, care este lansat în 2024. Este un parfum floral fructat de damă și avem ca și note în deschidere bergamot, strugurei roșii și portocală amăruie. În mijloc avem cireșe negre, tuberoză, floare de cirești și dust, adică praf. Iar în bază avem cașmeran, ambroxan și mosc. Fetelor, știu că cred că acest parfum trebuie testat, nu trebuie cumpărat blind. Uite, de exemplu, acum o să-l mai dau pe piele. L-am avut mai devreme pe piele și tot ce am simțit a fost bacara ruj. Da, pe piele așa-l simt. Pe blotter l-am simțit fructat în deschidere, dar ambroxanul ăsta mi se pare că acoperă tot. E un bacara ruj mai fructat. Oricum o să-l port și o să mai discutăm despre el. Am miniatura asta.
Dar chiar și dacă este un bacara ruj mai fructat, tot este bacara ruj. Eu nu prea mai suport aroma asta, sincer. Au plecat din colecția mea majoritatea parfumurilor cu izul ăsta de bacara ruj sau care urmează trendul ăsta. V-am zis că eu nu consider că parfumurile copiază, ci că urmează trendurile și mi se pare și ceva normal, dar îmi pare rău de Amara. Nu este un parfum. O să-l port odată, nu prea mă atrage, nu prea și întinde mâna după el cu siguranță. Deci pe piele și mai bine simt Baccarat Rouge. Ambroxanul ăsta nu dă voie să se simtă. Eu cred că parfumul ăsta este în funcție de fiecare, pentru că am văzut că sunt persoane care adoră cireșele negre din acest parfum, pe care eu nu prea le simt pentru că tot ce simt este ambroxanul ăsta, izul ăla de Baccarat Rouge, izul ăla medicamentos, ca să zic așa. Deci vă spun sincer că nu-mi place parfumul ăsta. Îmi pare rău, dar v-am zis, cred că depinde de nas și chiar vă recomand să-l testați. Poate voi o să simțiți deschiderea asta care pare foarte mișto. Mie îmi place portocala amăruie în parfumuri. Cireșe negre mi-ar plăcea să le simt. Avem și praf, ar trebui să-l simțim un pic pudrățel. Și niște flori, nu simt flori, nu simt cireșe, nu. Mi se pare că atunci când se usucă, se simte ceva mai fructat, un pic acrișor, proaspăt, dar nu. Este clar nu pentru mine. Amara. Haideți să mai vorbim despre un parfum. Ia să văd eu că mi-am notat aici. L-am consumat, nu mai am mostra. Dar mi-am notat eu aici câteva idei și vreau să vorbim puțin despre Dolce & Gabbana Dona Eau de Parfum. Avem în deschidere lămâie, portocală, sângerie și iasomie. În mijloc avem cireșe și heliotrop, iar în bază mosc și cedru. Mi-am notat eu aici că este un parfum citric, aromatic. De la început simt o combinație de citrice și cedru, o aromă pe care am mai întâlnit-o în alte parfumuri. Nota de cireșe este destul de subtilă, pudrată, este proaspătă. Și baza este una muscată, parfumul rămâne la nivelul pielii, este slăbuț, de la început nu se simte foarte intens. Da, îmi amintesc. Este un parfum plăcut, îmi place foarte mult sticla, foarte mult, dar e destul de slăbuț. Potrivit pentru vară, proaspăt, am scris aici că nu-mi displace, dar nici nu pot să zic că mă dă pe spate. Combinația de cedru și citrice mă duce cu gândul la un parfum de vară masculin pentru mine. Da, are ceva masculin și acesta. Dar, oricum, el este un parfum unisex. Combinația aia cred că de citrice și cedru. Am și eu piticii mei pe creier, dar pot să zic că este un parfum plăcut, de vară, ușor, proaspăt. Nu l-aș cumpăra, asta este clar. Și ce mai am aici despre care vreau să vă povestesc? Nu mai am nimic despre care mi-am notat. Vreau doar să vorbim puțin despre Paco Rabanne Fame Parfum. Da? Am vorbit, cred că în clipul trecut, despre cel auriu. Despre cel care nu știu cum se numește exact. Și Fame Parfum, pot să vă spun. Hai să dăm pe un blotter. Dacă tot avem blottere, să ne facem de cap. Îl am și pe mână. Îl mai dau puțin. Și pot să vă spun că este un parfum care îmi place foarte mult. Îmi place aroma asta de iasomie. Mi se pare un parfum seducător. Mi se pare un parfum intens. Îmi place. Simt și aici combinația de iasomie și mango. Deci se simte, chiar dacă nici nu știu dacă este listat, că am aici doar, cred că
baza parfumului, avem iasomie senzuală, avem niște tămâie hipnotizantă și mosc adictiv. Ok. Și pot să spun că este varianta Fame mai Fame mai misterios, mai seducător, mai elegant, mai de seară. Mi se pare sexy, mi se pare dulce, este cald, este ambrat și clar iasomia aceasta, iasomia și mango ies în evidență, dar sunt așa îmbrăcate în ceva cald, în ceva... E foarte frumos parfumul, îmi place, da, mi-aș lua în colecție ori varianta asta de Fame Parfum, ori varianta originală, primul apărut. Îmi plac sticlele astea, chiar dacă la început mi s-au părut cam ciudățele, îmi plac și aș vrea să am în colecție o sticluță de genul ăsta. Este un floral dulce, elegant, misterios, seducător. L-aș vedea ca și parfum de seară. Poate că pe Fame primul l-aș vedea mai potrivit ziua, dar și pe acesta l-aș purta oricând, sincer. Îmi place, îmi place parfumul acesta și v-am zis că îmi doresc în colecție un Fame, ori pe acesta, ori pe primul apărut. Ei bine, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut clipul acesta și sunt curioasă dacă ați testat dintre aceste parfumuri și ce părere aveți despre ele. Uite, sunt curioasă ce părere aveți despre Amara și cum îl simțiți voi. Pentru că v-am zis că eu cred că depinde de la persoană la persoană cum va percepe acest Amara în general, dar și mai mult zic de Amara. Sunt curioasă ce părere aveți de Fame, dacă ați testat Barbie, dacă ați testat Perseus, ce mai avem aici? Ambitious de la Dramatic, care este preferatul vostru. Spuneți-mi în comentarii, să mai discutăm și noi în comentarii despre parfumuri, ce ați mai testat în ultimul timp, ce v-ați mai cumpărat, sunt tare curioasă. Cumva simt că am deviat de la clipurile mele pe care le făceam cu mare, mare plăcere. Acesta este unul dintre ele, este o serie la care nu o să renunț pe canal. M-am detașat puțin pentru că am filmat cu parfumuri accesibile și cumva am căutat idei și parfumuri și o să revin la programul meu normal pentru că nu mă regăsesc așa haotic, cu clipuri haotice și asemănătoare unul după altul, așa, nu prea. Ok, sper că v-a plăcut clipul de astăzi, noi ne revedem în curând cu un video nou, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să lăsați și un like, să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați atunci când vin cu un video nou, puteți să vă și alăturați dacă doriți să susțineți acest canal și până data viitoare v-am pupat! Pa, pa!